Bine ați venit în simulatorul de mountain bike. Ne dăm cu bicicleta azi. După cum vedeți, sunt undeva, nu știu, zici că e de forest ăsta, dar e un joculeț gratuit momentan, din câte vă zice trial version, dar oricum l-am găsit pe desura. Și încearcă să simuleze, știți voi, pe ăștia care se dau cu bicicleta pe munte undeva. Hai să încercăm din nou. Ce am observat la jocul ăsta, în principal, că simulează foarte bine, e sensul ăla de viteză. Simți că ai viteză de aia foarte mare. Holy shit! Oh, fuck. Ok, nu mă pricep foarte bine la mountain bike. Câți dintre voi aveți biciclete și câți dintre voi faceți așa ceva? Bine, asta e un pic exagerat. Bănuiesc că mulți dintre voi vă plimbați cu ele undeva printr-un oraș ceva. În niciun caz prin zone de astea. Oh, oh, shit! Da, nu cred că mai supraviețuiești dacă e o lovitură de asta. Oricum, jocul e foarte fun și momentan e gratuit, adică n-am plătit nimic să-l iau. Am văzut că am impresia că au pe green light ceva, deci poți să te duci să îi votezi pe green light ca să intre jocul pe Steam. Vibrează controllerul ăsta să-mi bag picioarele. Joc cu controllerul. Oh, oh, oh! Ce-am aterizat-o pe asta. Îmi place. Oh, shit. Plus că grafică. Deci uitați-vă la grafică. Arată foarte bine jocul. Chiar nu mă așteptam. Când l-am luat am zis, bă, e un joculeț ăsta micuț. Nu cred să fie așa interesant. Cel puțin la grafică mă așteptam la altceva. Mă așteptam la o grafică aiurea. Dar are o grafică destul de bună. Mai zic că, deci, și ăsta ca și The Forest, amândouă sunt pe Unity. Deci, niște developeri care știu ce fac. Sincer. Că acum dacă stai să te gândești, și la Baking Simulator, tot pe Unity e, da? Ați văzut ce urât arată? Ăsta arată chiar foarte bine. Bine, n-arată la fel de bine ca The Forest, dar eu zic că are grafica destul de faină. Destul de șmecheră. Ok, să încercăm să mergem un pic mai încet pe aici, deși ideea e să mergi cu viteză, dar nu sunt eu foarte experimentat, așa că să merg un pic mai încet. Să vedem. Interesantă harta. Am văzut că poți să setezi un alt spawn point. Nu știu exact unde. O să vedem. Oh, shit. Nu știu ce sunt chestiile aia care tot îmi apar. Tot apar două chestii verzi. Aici ce că trebuia să sar. Ok. Tot m-am împiedicat și am căzut. Hai să-i dau cu viteză maximă să vedem dacă reușesc să fac ceva. Holy shit. Sunt mai multe zone prin care poți să te duci din câte observ. Nu știu cât de mare e harta, dar... Oh, ce viteză. Nu știu din ce cauză. Cred că e din cauza că se schimbă FOV-ul în momentul în care bagi viteza asta mare. Și pentru faptul că auzi vântul. Deci auzi vântul cum... Nu trece pe lângă tine așa. Și din cauza asta îți dă senzația aia de viteză mare. Dar, sincer să zic, o senzație foarte, foarte faină. O senzație pe care nu multe jocuri pot să ofere. Sunt foarte multe jocuri cu mașini, chiar. Și jocurile alea cu mașini, în general, ar trebui să-ți ofere senzația asta fără nicio problemă. Dar multe din ele nu ți-o oferă. Dar ăsta se pare că a reușit. Hai să mergem pe partea asta de data asta. Pe aici. Ok. Hai să schimbăm set point-ul ăsta, așa. Menu. Nu. Ah. Show cameras. Hide cameras. Add bot rider. Set start position. Mini DH. Ah, suntem în altă parte acum, ia. Tare și ai mai multe locații de unde poți să pornești. Oh, fuck. Oh, mi s-a rupt bicicleta. Shit. Deci a fost așa de mare impactul încât mi s-a rupt și bicicleta. Să am grijă cum iau... cum cotesc cu asta așa. Oh, fuck. Oricum, jocul e gratuit, cel puțin momentan. Așa că dacă vreți să-l încercați și voi, aveți un link în descriere. Recomand să intrați să vedeți dacă vă place. E un joc în care, eu știu, poți să-ți petreci
câteva ore lejer, cred, și să te plimbi pe aici, să te distrezi. Nu e ceva foarte complex, ceva foarte complicat, dar eu zic că merită atenția voastră. E un joculeț destul de interesant. Și, cum ziceam, senzația de viteză e aici. Oh, 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 oh! Ține echilibru, ține echilibru! Oh, shit! Aproape că am pierdut echilibru. Holy fuck! Fuck! Ok! Da, ia să vedem. Stai să mai văd un spawn point pe aici. Ah, nu mă mai lasă? Ok. Trebuie să stai pe loc când alegi să spawn point-ul. Ia stai așa, să vedem. Ok, de data asta, menu, start position, downhill. Ia, yeah. Oh, down fucking hill. Ia să vedem. Ia, uite frate, ce șmecherie pe aici. Ce șmecherie, mi-a rupt gâtul. Pot să încerc pe aici, pe sus? E o zonă prin care pot să merg? Stai așa să aleg altul. Nu prea mă descurc de la poziția asta. Mountains 2. Holy shit, suntem undeva pe un munte. Mi-a rupt gâtul instant. Ok, m-a spunat din nou. O să-i dau cu viteză, nu știu exact unde ne îndreptăm, dar o să ne îndreptăm. Oh, fuck. Oh, shit. Ce senzație ai să-mi bavi, cear. Deci te dai de pe munte, ca nebunul. Să niciun caz nu e ceva ce ar trebui să faceți acasă. Să vă dați așa cu bicicleta de pe munte. Dar bineînțeles, dacă e un joc, puteți să faceți. Ne aruncăm de aici. Așa. Pierd echilibru. Oricum, jocul e gratuit. Dacă vă place, aveți un link în descriere. Recomand să mergeți să vedeți. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!